seara tuturor! Începând de astăzi, vom începe un nou tip de emisiune, se numește La Taclale, în care se va discuta despre știință, despre religie, despre politică. Astăzi, pentru că suntem în săptămâna Paștilor, vom încerca să abordăm subiectul acestei săptămâni, vorbind despre Paște. Și ceea ce îmi doresc foarte mult este să încercăm să suplimentăm imposibilitatea noastră de a merge la biserică, măcar cu gândul, cu sufletul, să fim către această sărbătoare minunată care este Paștele. Și o să începem cu Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Este săptămâna dinainte de Paște, în care sunt programate slujbe speciale la biserică. Problema este că și dacă nu sunt programate aceste slujbe, clar că ele nu mai pot fi sărbătorite împreună cu credincioșii. Preoții din toată lumea, preoții ortodoxi, catolici sau alte confesiuni, protestanți, pot sluji, însă doar ei. Pentru că suntem în această situație a coronavirus. Însă trebuie să vedem cum trebuie noi să ne pregătim pentru această săptămână. În Lunea Mare se citește mai înainte de toate istoria lui Iosif, cel prea frumos, patriarhul din Vechiul Testament, în care biserica a văzut preînchipuirea lui Hristos. Tot în această zi se va face pomenirea smochinului neroditor, smochinul blestemat de Iisus înaintea intrării în Ierusalim. Astea sunt obiceiurile din Lunea Mare. Însă, în toată această săptămână, credincioșii trebuie să se pregătească în sensul de a ține post pentru a se împărtăși. Inclusiv împărtășania, care cu toți noi, cel puțin noi ortodoxi, am fost atât de obișnuiți, nu va fi posibilă. Însă, nu cred că faptul că nu mergem la biserică sau nu mergem, ne va mântui pe noi oamenii. Ceea ce ne poate mântui sunt faptele, dragostea, iubirea aproapelui, iubirea către Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care ne pot mântui cu adevărat. Iar postul este foarte important pentru că este abținerea. În cărțile sfinte ale filocaliilor, Sfinții Părinți ne spun că nu doar postul este plăcut în fața lui Dumnezeu în sensul de a nu mânca carne sau cum se spune în bătrân, de dulce. Postul este de fapt o întreagă atmosferă pe care noi oamenii trebuie să ni le impunem și este format din abțineri. Dacă, de exemplu, nu mănânc carne, dar mănânc foarte multă pâine și sunt îmbuibat, asta nu înseamnă că am avut un post extraordinar. Abținerea în general, abținerea de la păcate, de la tot ceea ce ne place, în mod special atunci când vorbim de vicii, sunt plăcute în fața lui Dumnezeu. Dar asta va fi o altă discuție. O să mergem mai departe și o să vorbim despre Marțea cea Mare, denumită și Marțea Seacă. Este dedicată predicii de pe muntele Măslinilor, când Iisus a anticipat distrugerea Marelui Templu, dar cu toții știm că Iisus a avut multe, multe previziuni, dar în aceeași zi au fost și patimile.
au fost prezise patimile cu 3 zile înainte de a fi judecat. În această zi credincioșii sunt îndemnați la priveghere, să fie, cu alte cuvinte, pregătiți în orice clipă să-L întâmpine pe Iisus. Trecem la cea de-a treia zi din această săptămână, miercurea din această săptămână mare. Denia îl pomenește pe Iuda, apostolul devenit vânzător, care se gândește să-l trădeze pe învățător în această zi. Dar și pe Maria, femeia desfrânată devenită mărturisitoare, care își spală picioarele lui Iisus cu lacrimile ei pline de căință și îi unge cu mir. Nu știu câți de între dumneavoastră, poate că sunt și scrieri apocrife, știu că Maria Magdalena, cea care a fost salvată de Hristos pentru a nu fi bătută cu pietre, atunci când l-a întrebat, după ce cu toții, toți cei care vreau să o bată cu pietre, Iisus le-a spus, care dintre voi nu are păcat să arunce primul, și toți au aruncat pietrele, Maria Magdalena, văzând că a fost salvată, l-a întrebat pe Iisus ce trebuie să facă pentru a se mântui. Iar Iisus i-a dat un singur canon, așa cum se spune în biserică, adică o singură chestiune de îndeplinit. Și i-a spus, să nu mai faci. Cred că este și cel mai greu canon pe care îl putea da Iisus oamenilor. Nu i-a spus nici să facă 10 milioane de mătănii, nici să se ducă în genunchi până la nu știu ce mănăstire. Vom merge mai departe, pentru că tot în această zi, în anumite zone, există obiceiul ca în Miercurea Mare, când soarele sfințește, copiii să meargă cu colindul la sfârșit, primind ouă pentru a le înroși. Joia patimilor, cea de-a patra zi, este închinată amintirii a 4 evenimente deosebite din viața Mântuitorului. Spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, cina cea de taină, la care Mântuitorul a instituit taina Sfintei Trăimi, Euharistii, rugăciunea arhierească și începutul patimilor prin vinderea Domnului. După ce a săvârșit cina cea de taină, Mântuitorul le dă ucenicilor o nouă poruncă. Să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Așa și voi să vă iubiți unul pe altul, pentru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii față de alții. În această zi, în biserică, în timpul Deniei, slujbele de seară, se citesc cele 12 evanghelii și se scoate Sfânta Cruce în naosul bisericii. Preoții le vorbesc credincioșilor despre ultimele zile petrecute de Iisus înainte de răstignire, despre patimile și învierea Mântuitorului. Joia Mare este ziua în care se roșesc ouăle. Tot în Joia Mare se ține post cu mâncare uscată. La biserici nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca. Iar creștinii care s-au spovedit se împărtășesc. Așa cum spuneam mai înainte, de împărtășit în această săptămână patimilor sau săptămâna sfântă nu va fi posibil. Însă, cred că ceea ce își dorește Dumnezeu de la noi nu este neapărat să avem un ritual. Ceea ce trebuie să facem, mai ales în această perioadă în care nu contează părerile mele, dar este important că suntem reținuți în casă, trebuie doar să facem un efort, să ne gândim și să avem mintea către Dumnezeu. Asta este, cred că, cel mai plăcut în fața lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că rugăciunea în obște, adică acolo unde ne strângem cu toții la biserică și ne rugăm, sau ne rugăm pentru cineva, este mult mai puternică
decât o rugăciune simplă într-un colț, într-un ungher al camerei tale. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă. Este singura formă prin care noi oamenii putem intra într-o relație directă cu Dumnezeu. Prin rugăciune. Iar Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu ignorant care să nu ne asculte. Trebuie să ridicăm mintea, sufletul către Dumnezeu și să ne aducem aminte doar de aceste patimi pentru a ne aminti căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu spre a fi jertfit pentru omenire. Ajungem la Vinerea Mare. Vinerea Mare, numită și Vinerea Neagră, cea mai tristă dintre toate zilele. De ce? Pentru că în această zi au fost patimile Domnului. Rememorăm aducerea la judecată, batjocorirea, schingiuirea, răstignirea, moartea și îngroparea lui Iisus. Seara rememorând momentul așezării Mântuitorului în mormânt. În biserici se oficiază denia prohodului, cortegiul de credincioși în frunte cu preoții, dă ocol bisericii de 3 ori, după care cu toții trec pe sub sfântul epitaf, o pânză pe care se află imprimată icoana înmormântării. Totodată, conform datinii, credincioșii care se întorc de la biserică aduc acasă lumina prohodului, a punerii Domnului Iisus în mormânt și înconjoară casa ținând în mână lumânarea aprinsă. Scrie în... Toate acestea sunt scrise pentru ca noi oamenii să avem o formă în care să ne desfășurăm acțiunile în această perioadă. După cum am spus și mai înainte, nu o să mai putem trece pe sub Sfântul Epitaf, dar măcar cu sufletul și cu gândul să facem acest lucru, să ne închipuim că trecem. Și cred că Dumnezeu nu va fi supărat pe noi. Ajungem la Sâmbăta Mare. Sâmbăta Mare prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica stricăciunea la viață veșnică pe cei din veac adormiți. Ce poate să însemne acest lucru? Până la venirea lui Hristos și până la momentul jertfirii, oamenii, după cum spun scrierile bisericești, care erau buni, mergeau tot în iad, la fel ca și cei răi. Numai că nu ardeau. De asta, dacă am fi atenți la Vechiul Testament, când ni se spune că este blestemul șarpelui, unde se spune că îi spune șarpelui Dumnezeu, ia-ți va înțepa călcâiul, iar tu îi vei zdrobi capul. Pentru că Iisus a mers până în fundul iadului și a fost prima oară când omenirea de la facere, de la geneză și până în acel moment, trăia în iad. Venirea lui Iisus și jertfirea lui a fost pentru a recupera umanitatea, pentru a împăca cu Dumnezeu omenirea. Și ajungem la Duminica Paștelui. Duminica unde cu toții ar trebui să, în noaptea de înviere, să mergem să luăm lumină și Paște. Vreau să vă spun că la Ierusalim, în noaptea de înviere, spun dovezile, mă rog, și alte persoane, pentru că nouă românilor la Patriarhia Română ne vine lumina direct de la Ierusalim cu un avion special și se aprinde lumina către toate celelalte biserici
de pe pământul românesc. Nu mai avem cum să facem acest lucru. Probabil că la Patriarhia Română va veni în continuare lumina, dar nu va mai putea fi dată oamenilor. Sau în grupuri foarte mici se va putea face acest lucru. Ea simbolizează biruința lui Iisus asupra morții și promisiunea vieții veșnice. Pentru că asta s-a întâmplat. Mai departe, eu, sfatul meu ca cetățean român, este, chiar dacă nu putem merge la biserică, de altfel am vorbit cu doi preoți de aici din Spania, preoți români, nu știu dacă știți, pe teritoriul Spaniei sunt aproape 150 de parohii care cuprind întregul teritoriu spaniol, parohii ortodoxe române. Cu toții cred că suferim pentru că nu putem să facem acest ritual al îmbârtirii în jurul bisericii și apoi să primim acea lumină. Deschideți-vă sufletul și lumina cu siguranță va veni către voi. Nu cred că trebuie să fie doar o lumină fizică, avem nevoie de lumină spirituală. Pe această cale rog toți preoții să încerce să țină legătura cu enoriașii lor. Este un sfat de laic, nu un sfat bisericesc. Încercați să sprijiniți pentru că românii au o mare nevoie de spiritualitate, de întoarcerea la rădăcini. Numai asta ne poate ține în viață. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Sper ca în continuare la Taclale să deschidem noi subiecte și să putem intra în direct cu personaje și persoane importante, să dezbatem și să răzdezbatem tot felul de subiecte. O săptămână de Paști minunată și Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții mai buni. La revedere!